1-2, 1-2, 1-2. Sunit este, imagine este. Noroc, urmăriți emisiunea Lumina, eu mă numesc Andrei Bolocan. Astăzi, contrar tradiției noastre milenare, noi nu vom arunca cu pietre ascuțite în cei care distribuie, în cei care vociferează informații false de pe interneturi, din media tradițională. Nu. Astăzi noi nu vom dezminți aceste neadevăruri. Nu, dimpotrivă, noi vom lua o suliță ascuțită și vom încibge-o adâncă în fundul ochii celor care continuă să nu creadă că e posibil să fii din trist vesel și posibil să nu vezi haos, dar să vezi dezvoltare, să vezi că deja e mai bine în Republica Moldova. Și asta se întâmplă, poate să aibă loc atât de ușor, fără droguri, fără alcool, pur și simplu pornești Publica TV, deschizi o leacă că ești mai sus, e ca unde creiera și lași să fii spălat, 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 închizi corop și caraloc și tu ești bucuros cu ochelarii rozov pe ochi, înțelegi? Ușor de realizat, sincer, recomand, dar hai deocamdată înainte de a ajunge la concluzii puternici apropo de cum să ne spălăm creierul mai bine, hai să urmărim un reportaj recent, difuzat la Publica TV și presupun eu și la alte posturi de televiziune înfrățite, înrudite cu această presupusă, sursă de jurnalism. Publica TV ne arată un reportaj cu titlul De la haos la dezvoltare. Să urmărim așadar. Stabilitatea se va transforma într-o creștere economică uluitoare în următorii ani. Este prognoza analiștilor de la Institutul de Politici Eficiente, care au prezentat un raport în acest sens. What the hell did you just say? Vreți să continuăm acest video sau... Eu cred că toate lucrurile au fost spuse. Toate lucrurile care meritau să fie auzite astăzi, în general, în această săptămână sau în viața asta au fost spuse. Gata. Ok. Să nu apară interpretare. Hai să deschidem un dicționar. Hai să intrăm pe un dicționar online și să căutăm ce înseamnă uluitor. Și după asta să înțelegem dacă mai avem dreptul sau nu la vreo ripostă, la vreun comentariu la această minunată noutate. Așadar, uluitor pe Dex Online înseamnă care uluiește, uimitor, surprinzător, excepțional, extraordinar. Și mai jos există o chestie care mie în mod special îmi place, care uimește, zăpăcește, surprinde, care este nemaipomenit, extraordinar, de necrezut. Ei! De necrezut. Creșterea economică va fi una de necrezut. Adică ea va fi creștere, dar va fi atât de creștere încât va fi de necrezut. Și atunci când tu nu crezi, parcă nici nu crește. Știi? Te uiți și... Nu cred că e tare uluitoare. Poate asta au avut în vedere Publica TV. Și atunci putem să-i dăm crezare. Dar cert e că din start suntem alimentați cu o siguranță că da, asta se va întâmpla. Nu există un fel de s-ar putea sau ei estimează că e posibil să se întâmple. Nu. Stabilitatea asta de amu va duce la o creștere economică uluitoare. Stabilitatea se va transforma într-o creștere economică uluitoare în următorii ani. Și noi, băieți și fete inteligente fiind, ne întrebăm, de ce înseamnă această stabilitate de amu? Care ar fi probabil o oglindă a societății, o oglindă actuală? Care ar fi o imagine de ansamblu peste tot ce înseamnă Republica Moldova acum? Un sondaj de opinii, mai ales că a fost realizat recent un sondaj de opinii de IDIS Viitorul, în care noi am obținut răspunsul la câteva întrebări care vizau situația economică din țară. Și că noi intrăm pe viitorul.org, deschidem una din ultimele lor publicații și descoperim că așa o întrebare. Vă rog să-mi spuneți dacă în general sunteți mulțumiți sau nu de viața pe care o trăiți. Moldovenii au fost întrebați asta. 30% spun nu prea mulțumit. 27% spun deloc mulțumit. 57%, mai mult de jumătate, nu sunt mulțumiți. Stai puțin, dar hai și aici să nu tragem concluzii pripite. Poate lumea nu e mulțumită din vari motive. Să zicem, unul a ascultat un cântec de Tori Druga, sunt stat așa tare pe suflet că taman a venit sondajul ăsta de opinii și el nu era mulțumit de viața pe care o duci. Nu credeam în dragoste vreodată, până când te-am întâlnit. Ești o viperă înveninată. Următoarea întrebare interesantă. Care sunt problemele cu care vă confruntați dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră în prezent? Prima variantă de răspuns, care a fost cea mai populară printre respondenți, este salariile și pensiile mici. A doua, prețurile mari. A treia, sărăcie. Eu revin la o întrebare mai veche. Merită să continuăm acest video sau nu? Mi se pare că au fost spuse mai toate lucrurile. Stabilitatea economică de amu. Stabilitate! Sărăcia, prețurile mari, salariile și pensiile mici a să ducă la o creștere economică uluitoare. Și bunăstare! Bineînțeles că noi putem să urmărim reportajul, să vedem poate certitudinea asta de la începutul reportajului, care e nou, ni se transmite de la Publica TV, poate ea se va transforma într-un fel de...
și. Hai să vedem și. Cercetătorii estimează progrese considerabile datorită reformelor implementate și politicii externe raționale. Oh, parcă deja se simte că cercetătorii estimează. Adică ei au făcut niște calculi și ei cred, ei văd cum în viitor asta s-ar întâmpla. Parcă o leacă dispare certitudinea asta. Și încă și-aduc laud din adresa guvernului. Ei, da, asta nu e o mirare pentru noi. Publica TV e sub aripa călduroasă a celor de la guvern sau a presupusului guvern, pentru că nici nu-ți e clar. Noi parcă avem și guvern, parcă avem și parlament, dar în același timp există Bulevardul Cantemir, unde mai toate lucrurile se dirijează. Domnul Logic, eu nu am să mă să vă fotografez dumneavoastră casa, da? De exemplu. Păi aici locuiești cineva? Da, cine locuiești? Eu locuiesc aici. Nu ți-e clar. Și guvern și și joacă în țara asta. Dar hai să mergem mai departe să vedem. Totuși, poate s-a întâmplat această creștere uluitoare. Potrivit datelor statistice, în prima jumătate a acestui an, PIB-ul a fost de aproape 64 de milioane de lei, cu aproape 3% mai mult decât în aceeași perioadă a lui 2016. Ei, ați simțit creșterea? Voi, eu pe voi vă întreb, cei care faceți bagajele și vă porniți acamu la aeroport, plecați din țară din cauza sărășiei, din cauza pensiilor mici, din cauza salariilor mici, din cauza prețurilor mari. Voi ați simțit creșterea PIB-ului? N-ați simțit? Не simțiți lor, мажди. Наше правительство это пожарник, который пожар потушили. Мы действительно вышли из кризиса, потому что 20 января 2016 года была реальная опасность, что перестанут выплачиваться пенсии, зарплаты, будут полностью свернуты социальные программы. Мы считаем... Стой, мэй, мы не знаем, кто не имеем для фаши. Мы сидим плин де уры, а про поди уамени, которые не кондук. Глуми, сарказм, ну что, че, луем пистый печор, ну и луем серьез у него. Дар ей, де факто, с герои, с помпиери, которые потушили огонь, эй! То весь сарзан флекер, ще нуши сарфиалез дин тини, так nu vine Filip peste noapte și nu se instala în scaunul de prim-ministru a țării. Radu, amula! Repejora mă i-ai spus mulțumesc. Frauda bancară care a destabilizat situația politică până la urmă la Chișinău trebuie să continue. Мы считаем, что сейчас нужен скачок, прорыв. Потривит. Stai. Atât? Сейчас нужен скачок, прорыв. Нужен скачок? Și atât? Publica TV. Eu de 30 de secunde am intrat în acest reportaj cu suflet, inimă, oasă, carne. Tot am intrat și aștept. Tu ne-ai spus la început că... Stabilitatea se va transforma într-o creștere economică uluitoare în următorii ani. După care vine domnul Andrievski, protagonistul, membrul, expertul acestui institut pentru politici eficiente și spune că... Сейчас нужен скачок. Чок, 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 чок. Adică dacă e frig afară, trebuie din îmbrăcat copilul mai gros să nu rășească? Dacă economia țării în... trebuie discos de acolo, trebuie scacioc. Ei, în sfârșit am aflat cum arată la față capitana Cividne. Potrivit cercetătorilor, în următorii 5 ani, bugetul Moldovei ar putea fi de 4 ori mai mare, iar PIB-ul s-ar putea tripla. PIB-ul s-ar putea tripla. Ei, și asta? Unde-i sigur? Băi, parcă numai și ai zis că se va. Este o mare diferență între se va și ar putea să se. Dacă tu pe cineva șeri în căsătorie și zici, căsătorești cu mine? Da, să mă căsătoresc cu tine. Sau, da, s-ar putea să mă căsătoresc cu tine. Există o mare diferență dintre aceste două variante de răspuns, dragă Publica TV. Cum așa tu de la început m-ai dus cu zăhărelul și ne-ai spus că... Stabilitatea se va transforma într-o creștere economică uluitoare. Da, mu? Bugetul Moldovei ar putea fi de 4 ori mai mare, iar PIB-ul s-ar putea tripla. Și dacă n-a să se întâmple? Ați zis că astea erau estimările unor experți de la un institut pentru politici eficiente. Și asta nu s-a întâmplat. Și amu, eu nu pot să dau vina pe tine. Pentru că tu ai spus una, mă spui altceva la distanță de câteva secunde reportaj. Publica de vie. Ai, ai, ai. Nu normal așa. Hai să vedem, poate există niște elemente de care societatea moldovenească duce lipsa. Elemente cu care noi am fi putut atinge această uluitoare. Pentru asemenea performanțe este nevoie însă de profesioniști bine pregătiți. Куда ни ткни, везде мы чувствуем дефицит кадров. Stai puțin, noi n-avem profesioniști bine pregătiți? Куда ни ткни, дефицит кадров? Domnule Andrievski, numai cine ați spus în guvern sunt pompieri, salvatori, eroi care nu ne-au lăsat pe noi să ardem în focul bieșnic? Și amu, куда ни ткни, adică ce aveți în vedere? Și sfera bugetară oare? Промышленности, все, я имею в виду образованных, перспективных, эффективных и так далее.
промышленности, в бизнесе, во всех отраслях. Это супер проблема. Ага, înseamnă că noi avem o clasă de politicieni образована, pompieri, dar în rest în țară ducem lipsă. A, cu toate astea, stabilitatea asta în care, în care există sărășii, în care prețurile sunt mari, în care pensiile și salariile sunt mici, stabilitatea asta, plus lipsa oamenilor profesioniști, s-ar putea să, sau așa cum am auzit la început, va duce la o creștere economică uluitoare! Capul tău dacă ai lăsat speli creierul în așa hal. Autorii studiului mai spun că lupta anticorupție trebuie să fie încă mai dură. Masă arestov, но мало посадок. Я не кровожадный, чтобы всех сажать, но это убивает веру в то, что идет борьба с корупцией. То есть надо доводить до конца каждое дело. Мэй, ты не можешь начать атак де калдурос, атак де тандру ку мини, драга публика тебе, и după asta ты лаши рэши ла памэнт. Это как бы коитус интерруптус. Ну, ты не можешь делать это ку мини. Не спуй, что ты гини, и что ты еще май гини, декат кум есть ему. И după asta нич лупта ку корупция, ну, аша кум ар требуй са фи, нич кадры не авем суфиченти. И сар путя са авем крештерия аста экономика, да сар путя и са навем. Ce înseamnă asta? Eu credeam că noi suntem prieteni. Строить Молдову на основании европейских ценностей. Нету восточных ценностей, которые могут быть для нас привлекательны. Дружить можно, торговать можно. Скузать, я не поценил у Акидипи профессора и стать назад в будущее. Серьез. Я ли парти за одну на этой конференции де пресса? Так починивал ку наш персонал, так вы и целый мачел сам комментарий. Тари симпатик. Серьез, я ли еще мой симпатик на этот репортаж. Андрей, ну девия де ла тема, те рог, ревино, субъектор есть импортант, крештер есть улитуаре. Дружить можно, торговать можно, но надо ориентир четко определиться. Мы строим европейскую Молдову. Аша, дар, ну, сын валорин ест, де каре требуй сценим конт, май деграба инвест. Окей, пентру уни динтр ной о ляка диссонанс, некларитати, ка де обичей месажели де ачест ген звочиферати де уамени каре ворбесе лимба румана, дар ин казу дат ной аузим ворбитор де лимба рус, каре не спуне са урмам калея европеан. Дар, бей, ну путем са ну кредим. Omul e expert. Raportul va fi transmis autorităților. Publica TV, de ce? Așa ați încheiat un reportaj cu raportul va fi transmis autorităților? Nu e necesar să faceți asta. Voi sunteți parte din instrumentul autorităților. Voi sunteți aparatul lor de propagandă. Nu trebuie nici să le transmiteți. Ei urmăresc ce ești faceți. Mai mult ca atât, ei dictează ce ești voi să faceți, spuneți la televizor. Nu trebuie să le transmiteți nici. Ei de-am tăt despre asta știu. Eu vă asigur. Vă asigur chiar mai tare decât voi pe mine ca să avem o uluitoare creștere economică. Eu nu știu ce credeți voi, dar eu vreau să vin cu o propunere. Eu vreau să vă invit la Olimpiada Internațională de Gândire Critică. Această olimpiadă are loc în fiecare zi în căpușanul nostru. În această olimpiadă chiar nu contează câștigul. Aici contează să participi. Și participarea în această olimpiadă de gândire critică înseamnă atunci când apare o informație la televizor și eu vrei să intri în căpușanul tău și speli o leacă creierașul. Analiștii susțin că în următorii 5 ani bugetul țării ar trebui să crească de 4 ori, iar PIB-ul de 3. A putut stai, hopa, hopa, eu nu bat din palmi și nici nu mă întristez până n-as adresez următoarele întrebări. Care este sursa acestei informații pe care tocmai am auzit-o? Cine este autorul acestui studiu, rezultatele căruia mi-au fost povestite de un domn simpatic cu machiaj pe față și cravată la gât? Ne-am înțeles, prieteni? Mai ales că acum e toamna, avem o roadă bogată și eu tare vă rog să aveți grijă la merele care vi se propun spre a fi mușcate. Înainte de a încheia, aș mai vrea să le spun celor care se vor grăbi din nou să spună că Partidul Democrat le oferă un măr otrăvit prin această poziționare. Aș vrea să le spun că mărul acesta ar putea conține, de fapt, multe vitamine. For an apple? Ok. I'll take a green one. No, take the red one. Take a bite, dearie. Apropo, vă rog, să nu credeți că eu reinventez roata, să nu credeți că asta eu am venit cu catleta asta a cercetării și a neîncrederii. Nu, chiar și Cristian Tabăr, angajat Publica TV, vine să ne spună nouă direct în față. Nu credeți orbește pe nimeni, informații-vă din mai multe surse, găsiți argumentele valide și adevărate și veți fi mai aproape de adevăr. Și la final, prieteni, cel mai important anunț pe care probabil nu o să auziți nici din gura lui Dodon, nici la Publica TV, Andrei Bolocan
persoana mea în cauză pornește un mini turneu prin Europa. V-am povestit anterior, încerc să fac spectacol de comedie. Dar și aici nu obosesc eu să repet o rană care pe mine mă atinge adânc. Asta e cum mama ani de zile. E că eu mă uitam la mine, știi, să schimb în băiet. S-a schimbat voce, parcă-s Vitalie Dani. Păr pubian, fenomen. Ceva acolo, Vasilica. Dar aici cineva îmi spune, fata mami, fata mami, fata mami, ce frumos, fata mami. Vă aștept cu drag pe 4 noiembrie la Bruxelles, pe 11 noiembrie la Paris și pe 18 noiembrie la Paris, la Padova, în Italia. Dacă se întâmplă să cunoașteți conaționali de noștri care trăiesc pe acolo, Bruxelles, Paris sau Padova, vă rog frumos să dați un share acestui video sau să-i taguiți mai jos în comentarii. Mulțumesc foarte mult oamenilor care mă susțin pe patreon.com/fedot. Acești oameni sunt aproape 400 la număr și eu tare mi-aș dori acest număr să devină și mai mare, pentru că fără de ei, emisiunea Lumina nu are cum să existe în acest univers. Dacă și tu crezi că eu ar trebui să continui ceea ce fac eu acum, și dacă tu înțelegi că montajul, filmarea, scrierea textelor înseamnă muncă, te invit să te alături armatei de oameni luminoși de pe patreon.com/fedot. Nu de altă, dar partidul doamnei Vitalie Pavlicenco încă n-are cum să mă plătească. Numai bine, băgați un like și ne revedem data viitoare. Pupicei!